Luca 12 cu 13. Un om din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi ne-a zis: vedeți și poziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi striga grânarele și voi zidia altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce-și adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Amin. Doamne Iisuse, cuvântul Tău este veșnic. Cuvântul Tău este sfânt. Cuvântul Tău este adevăr. Te rugăm în următoarele minute, vorbește-ne, Doamne, și dă-ne cuvântul Tău așa cum este El. Duhule Sfânt, te rog să ne deschizi mintea, să ne deschizi urechile, dar, Doamne, deschide-ne și Scripturile. Deschide-ne inima ca să înțelegem, să primim și să te cunoaștem mai mult. Te rog să te atingi și de mine și de întreaga adunare, Doamne. Amin. Și să ne dai cuvântul harului Tău și cuvântul vieții. Și te rugăm în această seară, prin cuvântul Tău, dă-ne direcția pe care Tu vrei să o avem fiecare dintre noi. Spre slava numelui Tău șerem toate acestea, Tată Ceresc. Amin. 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 Vă rog să ocupați locul. Bună seara! Iisus Hristos este Domnul! Amin. Și pentru că Iisus Hristos este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, aș vrea în această seară, în următoarele câteva minute, să mai rămânem concentrați în Cuvântul lui Dumnezeu. Mesajul din această seară l-am numit Marile Iluzii. În pasajul acesta pe care l-am citit, Domnul Iisus Hristos vorbește despre un tip inteligent care a știut să facă bani, dar nu din excrocherii. Noi trăim într-o lume care știe să facă bani și, din nefericire, România, trăim într-o lume care a știut să se îmbogățească prin multe excrocherii, prin furăciuni și prin șmecherii. Însă bărbatul acesta despre care vorbește Domnul Iisus Hristos se ocupa cu agricultura. Pământul și munca cu pământul este cea mai grea. Aici nu prea poți să șmecherești. Eu, foarte adevărat, când eram copil la tata acasă la Sibiu, am încercat să fac șmecherii și în agricultură. Adică aveam vreo grădină de vreo 1000 de metri pătrați și în fiecare an trebuia să o săpăm. Cu cazmaua. Nu cu plug, nu cu mașini, cu tractorașe, cu tehnica modernă. Și eram 3 băieți și o fată. Fata nu prea săpa, dar băieții trebuiau să sape în fiecare primăvară, uneori și toamnă. Și de aia știu că munca cu pământul este dificilă, printre cele mai grele. Și ce făceam? Primeam fiecare normă. Și trebuia să săpăm câțiva zeci de metri pătrați. Și eram eu și frații mei mai mari, eu fiind cel mai mic. Și ce făceam? Săpam și ca să terminăm mai repede, aruncam pământ peste pământul nesăpat. Asta era în mintea noastră și când venea tata să ne inspecteze, totul părea afârnat și săpat și mișcat. Însă după câteva ore veneau să semene diferite semințe și plante și descoperea frauda și o luam pe cocoașă. Însă în general, și o luam bine, în general, însă, cu pământul nu prea merge să faci șmecherii. Munca cu pământul este grea. Însă bărbatul ăsta din textul nostru, al Domnului Iisus, i-a rodit ferma în anul acela foarte bine și s-a trezit bogat.
Și s-a trezit cu atâta roadă încât a zis, am o problemă. Asta este o problemă pozitivă. Zice, trebuie, se gândea el în sine, trebuie să îmi stric silozurile astea vechi și trebuie să construiesc altele mai mari. Dar zic, după silozul ăsta, silozurile astea între Timișoara și Arad, ale lui Smithfield, și silozuri mari sunt când te duci la Arad pe partea stângă, înainte de Vinga, pe acolo. Ei, omul ăsta atât de mult rod a strâns în anul acela, încât au zis ce spune. Zice, țarina unui om bogat, ferma unui om bogat, zice, Domnul Iisus rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am unde să-mi strâng rodurile, iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica silozurile astea vechi și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule. Am început să realizez o chestiune foarte ciudată în ultimii ani. Când există, se formează o psihologie a omului bogat. Când știu că un om are vreun milion sau două, trei milioane de euro în bancă, parcă altfel vorbesc cu el. Dacă știi că în banca mea am vreo măcar un milion de euro, sunt convins că ați fi un pic mai drăguț cu mine câțiva de pe aici. Se formează o psihologie când știi că omul acela este bogat și că a dat lovitura, imediat parcă îl privești cu mai mult respect. Și eu cred că în vremea lui, individul acesta pe care îl descrie Domnul Iisus era foarte respectat. Și tot satul lui, sau tot orașul lui, sau toată regiunea spuneau, bă, ce om deștept. Doar că Dumnezeu avea o altă părere. Și trebuie să vă spun, frați și surori, doamnelor și domnilor, că deși este importantă părerea pe care oamenii o au despre noi, mai importantă însă este părerea pe care Dumnezeu o are despre noi. Amin. În textul acesta, Domnul Iisus Hristos nu se ne vorbește despre marile iluzii. Lumea postmodernă și neopăgână în care noi trăim astăzi încearcă să ne distrugă spiritul, sufletul, partea imaterială din noi, oferindu-ne iluzii. Oferindu-ne iluzii. Noi trăim într-o vreme foarte ciudată, foarte pesimistă, însă foarte periculoasă. Noi trăim în neopăgânism. Adică Europa nu mai este ce a fost, România nu mai este ce a fost în urmă cu câțiva ani. Noi trăim în neopăgânism. Asta ce înseamnă? Că ne îndepărtăm tot mai mult de Dumnezeu, ne îndepărtăm tot mai mult de valorile Cuvântului lui Dumnezeu, ne îndepărtăm tot mai mult de principiile Mântuitorului nostru Iisus Hristos și începem să ne centrăm și să ne focalizăm în jos. Neopăgânism, știți ce înseamnă? Nu mai privim în sus. Noi privim tot mai mult în jos. Neopăgânismul și lumea din jurul nostru încearcă să ne distrugă viața spirituală oferindu-ne iluzii. Știți ce este o iluzie? Iluzia este o percepție falsă. Asta este iluzia. Iluzia este o percepție falsă. Iluzia este o situație în care aparența este luată drept realitate. Asta este iluzia. În urmă cu câțiva ani, într-o seară, eu în general mă uit la televizor seara, când ajung în dormitor, și într-o seară, în urmă cu câțiva ani, stăteam lângă iubita mea soție și butonam. Ca orice om care din când în când vrea să se relaxeze, butonam. Și am dat de o emisiune foarte interesantă despre iluzionism. Iluzionism. Și acolo, în emisiunea aceea, asta era în urmă cu 2-3 ani, l-am văzut pe un faimos iluzionist american, Chris Angel, care mergea pe apă, ieșea din cuști, se lupta cu balaur și m-a uimit și am spus, stai un pic, măi. Eu, ca și creștin și pastor, eram obișnuit că numai Iisus Hristos umblă pe apă. Și când l-am văzut pe ăsta umblând pe ape, am făcut ochii mari.
Dar dintr-o dată mi-am dat seama că era de fapt totul iluzie. Asta era iluzionist. Era totul iluzie. Era iluzie optică, era o șmecherie. Pentru că iluzie înseamnă percepție falsă. Și ce ne spune însă Iisus Hristos, ne trage un sever semnal de alarmă și ne spune un adevăr foarte uimitor, că spiritul omului încearcă să fie sugrumat de iluziile acestei lumi. Ființa noastră interioară, care este veșnică, încearcă să fie sugrumată de iluziile acestei lumi. Știți care era problema pe care o avea bărbatul acesta din textul Domnului nostru Iisus Hristos, din ilustrația aceasta a Domnului Iisus? Bogatul ăsta suferea de sindromul iluziilor acestei lumi. El realmente era mințit de iluziile acestei lumi. Să vă spun o chestiune foarte importantă și fundamentală pentru fiecare dintre noi. Iisus, diavolul a venit în lume să ne vândă iluzii. Iisus Hristos însă a venit în lume să ne spună adevărul. Noi am ales să trecem de partea adevărului. Sistemul demonic care ne înconjoară încearcă să ne vândă iluzii. Iluzii. Adică să ne păcălească. Însă Iisus Hristos a venit să ne spună adevărul, pentru că El a adus în lume harul și adevărul, slavă lui Iisus Hristos. Însă ne spune Domnul Iisus în ilustrația aceasta că omul ăsta, care a știut să facă bani, pentru că era un tip inteligent, și ca să faci bani și ca să furi, îți trebuie inteligență un pic. Dar aminte, ca să te îmbogățești pe bune, fără să furi și fără să extrochezi. Ei, omul ăsta s-a îmbogățit pe bune. Era un tip inteligent. Însă cu toate acestea, suferea de sindromul acestei lumi. Să vă spun o chestiune foarte personală. Dar să nu mă ziceți la nimeni. Ne pricepem, mă pricep. Vorbesc despre mine, nu știu cum sunteți dumneavoastră ceilalți. Dar s-ar putea majoritatea să fiți ca mine. Mă pricep foarte bine și ne pricepem foarte bine la conectarea cu lumea de jos. Dar rămânem repetenți la conectarea cu lumea de sus. Și atât de bine ne pricepem la conectarea cu lumea de jos, încât auziți ce se întâmplă cu majoritatea dintre noi. Vă pun o întrebare, nu răspundeți cu vocetare, abțineți-vă. Cum te simți când pleci de acasă și ți-ai uitat mobilul, telefonul mobil acasă? Cum te simți? Dacă semănați puțin cu mine, eu când plec de acasă și îmi uit mobilul acasă și nu sunt foarte departe de casă, mă simt foarte inconfortabil fără mobil sau fără mobil. Uite, o domnișoară în sfârșit e de acord cu mine. Nu mă simt bine și ce fac? Fac stânga împrejur și mă duc și îmi iau mobilul. Dar de ce credeți că nu mă simt bine? Știți de ce nu mă simt bine fără mobil asupra mea? Mă simt deconectat. Nu mai sunt conectat cu familia, nu mai sunt conectat cu Cătălin, nu mai sunt conectat cu Deni, nu mai sunt conectat cu Liviu, nu mai sunt conectat cu Cutare, cu Gabi. Nu mai sunt conectat cu lumea de jos. Și ne-am specializat și suntem cei mai buni în a ne conecta cu lumea de jos. Și care este problema? Deși suntem atât de bine specializați în a ne conecta cu lumea de jos, suntem repetenți la a ne conecta cu lumea de sus. Doamne, iartă-ne! Amin. Știți ce am mai inventat? Acum când plec de acasă 2-3 zile, nu mi-am numai mobilul, acum mi-au și laptopul cu mine. Ca să fiu mai conectat. Să fiu mai conectat cu ceea ce se întâmplă în jurul meu. Și acolo sunt pe Skype și sunt pe, eu știu, hai, nu știu cum, și pe Twitter și pe Facebook și suntem conectați. Acum, majoritatea dintre aici sau dintre dumneavoastră, 50%, când plecăm de acasă, ne luăm și laptopul cu noi. Pentru că vrem să fim conectați. Vrem și ne place atât de mult să fim conectați cu lumea de jos. Însă acum vreau să vă pun o altă întrebare. Cum te simți când nu te-ai conectat cu lumea de sus? Când nu suntem conectați sau când ne-am deconectat cu lumea de jos, ne simțim inconfortabil, nu ne mai simțim în largul nostru. Însă vă pun acum o altă întrebare care este fundamentală. Cum te simți când nu mai ești conectat cu lumea de sus,
Adică, cum te simți când mâine dimineață, când te trezești, pleci în viteză la servici, la business, la afacere și nu te-ai rugat? Și acum vă rog o clipă de atenție maximă. Mâine dimineață când te trezești și pleci la școală sau la servici sau unde ai tu treabă și pleci în viteză de acasă și nu te-ai rugat, fii atent, dacă te simți bine, e rău. Dar mâine dimineață, dacă te ridici în viteză și pleci în viteză de acasă și nu te-ai rugat și te simți rău, e bine. Amin. Amin. Vreau să pun o altă întrebare, domnilor și domnilor. Noi atât de mult suntem păcăliți de neopăgânismul și de faptul că lumea ne sugrumă spiritul încât ne-am obișnuit cu anormalul și el a devenit normal. Vreau să pun o altă întrebare. Cum te simți când într-o zi n-ai citit cuvântul lui Dumnezeu? Adică nu te-ai conectat cu Dumnezeu. Cum te simți? Dacă te simți bine, e rău. Îi semn prost. Precum cu cuveaua pe casă când îți cântă. Dacă nu citești cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu te rogi, dacă nu te închini, dacă nu vii la casa lui Dumnezeu și să te închini cu biserica lui Dumnezeu și te simți bine, îi semn prost. Dar dacă te simți rău, îi semn bun. Știți care este șmecheria și omul ăsta suferea de sindromul iluziilor? El era conectat doar cu pământul. Dar nu se mai conectase cu cerul. Și din cauza aceea Dumnezeu la un moment dat îi spune: nebunule, te-ai descurcat atât de bine fiind conectat cu pământul. Dar ești nebun, nebun de legat, pentru că nu știi să te contactezi cu cerul. Omul acesta suferea de câteva iluzii. Și eu vreau în următoarele 10 minute să vi le spun pe toate 10-15 minute. Omul acesta suferea de iluzia controlului. El suferea de iluzia, de sindromul iluziilor. Dar auziți câteva iluzii de care suferea specific, punctual. Suferea de iluzia controlului. Avea iluzia că el deține controlul. Și la un moment dat a început să vorbească cu sinele lui. Acum, din când în când, e bine să vorbim cu sinele nostru, dar să nu vorbim prea des. Că dacă vorbim prea des, ne trimit ăștia în altă parte. E bine să vorbim din când în când cu noi, dar să nu uiți de factorul Dumnezeu. Amin. Dacă uităm de factorul Dumnezeu, care este factorul suprem, am încurcat-o, ne-am ras. Ne-am ars. Doamne, ferește-ne însă. Însă bărbatul acesta suferia de iluzia controlului, avea iluzia că el deține controlul și a început să-și facă planuri. Și auzi ce spune el, ce zice Domnul Iisus. El se gândea în sine și zicea: ce voi face? A, știu ce voi face. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Excursii, iahturi, vacanțe, bani, tipul și-a planificat, dacă vreți, pensia, odihna temporară. Dar n-a reușit să își planifice odihna veșnică. Și-a dat o bară. Omul acesta avea impresia că el deține controlul și a început să-și facă planul foarte serios. Suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Acum poți să faci aia, poți să faci aia, poți să faci aia. Avea impresia că el deține controlul. Greșea. Pentru că era un fraier. Era un tip atât de inteligent în lucrurile de jos. Însă era repetent la lucrurile de sus. Doamne, ajută-ne să fim inteligenți și în lucrurile de jos, dar mai ales să fim buni și înțelepți în lucrurile de sus. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Avem impresia, iluzia că El deține controlul. Cam așa s-a întâmplat pe vremea Domnului Iisus, la nașterea lui Iisus Hristos. Iisus Hristos a născut în Betleem, un cătun din Iudeea, de acolo, din Israel. Însă auziți acum o chestiune interesantă. Roma era capitala sistemului și a Imperiului. Betleemul era un cătun neînsemnat. Roma era capitala politică, era capitala economică, era capitala cu majuscule. Acolo era cezarul, acolo erau senatorii, acolo erau toți romanii de vârf.
Și de acolo se trimiteau semnale și de acolo se dirija totul. Roma credea că ea deține controlul. Greșea. Controlul îl deținea Betleemul. Pentru că pruncul care s-a născut în ieslea Betleemului, adică Iisus Hristos, spune Biblia că este Domnul domnilor și împăratul împăraților, slăvit să fie numele. Ăia sufereau și ei de la Roma de iluzia controlului. Însă cel ce deținea controlul și îl deține este încă Iisus Hristos. Slăvit să fie numele. Să știți că nu noi deținem controlul doamnelor și domnilor. Oricât de strave ne-am fi, oricât de bogați am fi, oricât de tineri am fi, nu noi deținem controlul. Și ce ne spune Apostolul Iacob să face? Deci tu când îți plănuiești un anume lucru, să spui așa, dacă Domnul va voi mâine sau săptămâna viitoare, voi face cu tare și cu tare lucru. Dacă Domnul va voi, mă voi duce în cu tare și în cu tare lucru. Dacă Domnul va voi, mă voi trezi mâine dimineață. Dacă Domnul va voi, dacă Domnul, adică lasă-te, lasă-te și intră sub autoritatea lui Dumnezeu și dă-i lui Dumnezeu creditul primordial în viața ta, Dumnezeu să te ajute la aceasta. Nu eu dețin controlul asupra vieții mele, ci Dumnezeu. Și dacă îl vei aduce pe factorul Dumnezeu în viața ta, înseamnă că ești și inteligent. Dar în mod special, ești înțelept. Dumnezeu să-ți ajute la aceasta. Omul acesta în gumă, bogatul ăsta căruia i-a rodit țarina, în lume, mestecat gumă de mestecat. În lume, pe pământ. Însă a murit și a ajuns în iad. Acolo o scrâșnea din dinți. Pentru că astăzi putem mesteca gumă de mestecat, pentru că avem bani și ne permitem și mergem la mall. De unde mergi? La mall. De unde vii? De la mall. Ce ai făcut astăzi? Am fost la mall. Știi? Și la mall găsim gumă de mestecat câtă vrem, chiar și la chioșcuri. Însă, individul ăsta, mă gândesc eu și probabil că dramatizez puțin. În viață mesteca gumă. În moarte, adică în iad, își mesteca dinții și scrâșnea din dinți. Doamne, fie-ți milă de noi. Amin. Știți, unii dintre noi ne descurcăm foarte bine în viața aceasta. Avem de toate. Am știut să facem bani, că suntem deștepți. Și românii sunt aproape ca evrei. Se descurcă. Doamne, face ce face și se șnește. Și ieșim și din criza asta din luna ianuarie. Și mai protestăm un pic și ieșim și din asta. Și fie că vor fi alegeri anticipate, fie că nu vor fi, trecem și peste asta, că toate trec. Însă, fii atent, în viață, sigur te descurci fără pocăință. În viață, te descurci fără Dumnezeu. În viață, te descurci fără mântuire. În viață, te descurci fără să te pocăiești, dar fii atent. Chiar dacă în viață te descurci fără să te pocăiești, fii atent, la moarte n-ai nicio șansă fără pocăință. Ceea ce vă spun nu-i teatru și nici actorie nu fac, că nu știe. Însă, dacă în această seară ești aici și crezi în Iisus Hristos, dacă în această seară ești aici și mă ascult și aici și pe internet, și fii atent, dacă crezi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că trebuie să crezi fiecare cuvânt pe care eu îl spun în această seară, din locul acesta. Pentru că fiecare cuvânt pe care îl spun este bazat 100% pe cuvântul lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Știi? În viață te descurci fără Dumnezeu. Te descurci fără pocăință. Te descurci fără rugăciune. Te descurci fără sfințenie. Te descurci fără să ierți. Te descurci, dar fii atent. Când ajungi înaintea lui Dumnezeu, nu te mai poți descurca fără pocăință. Dacă te-a prins moartea fără pocăință, Doamne, Domnișoară, Domnule, tăiați. Și semnează tocmai Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să ne ardem. Amin. Și ajută-ne să ajungem în Împărăția Ta. Amin. Omul ăsta mai suferea încă de o iluzie. Iluzia că totul poate fi reparat. Că totul poate fi reparat. Așa credeam și eu când eram prunc la mama și la tata acasă. Într-o zi l-am rugat pe tatăl meu în drum spre biserică să mă lase cu bicicleta. Am devenit specialist. Tata avea bicicletă. Eram boier. Și era nebunie mare, luptă să ne dăm și noi cu bicicleta.
Și am învățat eu la bicicletă bărbătească cu ghidon și am reușit eu cumva să strecor picioarele pe sub ghidon, că eram pruncuț. Îmi plăcea bicicleta, pasionat după bicicleta. Și l-am tot rugat, l-am bătut la cap, până când a zis, lasă-mă, te rog în față. M-am ținut de el și într-o zi m-am urcat pe bicicletă, el mă ținea din spate de undeva și pe lumea dat drum. Și m-a oprit în primul gard de beton. Ceea ce vă spun nu e exagerarea și mi-am julit tare de tot partea dreaptă a piciorului. M-am dus repede acasă la mama, că știam că dacă ajung acasă, totul poate fi reparat. Și și-am văzut maică-mea. Mi-a spălat repede piciorul, curgea sânge, usturat, durea. Și pe urmă a făcut o șmecherie maternă. Mă durea tare și plângeam și a făcut o șmecherie pe care numai mamele știu să facă. Mi-a pupat piciorul. Și dintr-o dată nu m-a mai durut nimic. Asta numai mamele știu să facă. Asta este miracole pe care numai mamele știu să le facă. Însă asta era iluzia mea, că dacă ajung acasă, orice s-ar întâmpla, lucrurile se repară. Dar este o iluzie. Pentru că, domnilor și doamnelor, de atunci am crescut. Am și îmbătrânit. Însă am ajuns la această concluzie că nu totul poate fi reparat. Că dacă, și nu să știți la fel de bine ca mine, că dacă te prind și eu trec direct la esență, dacă te prind de moartea, fără să fii mântuit, Doamna, Dumnezeu, Domnule, nu mai poți repara dincolo absolut nimic. Există în teologie catolică, și să nu se supere catolicii pe mine, dar tura asta nu pot să le dau dreptate, există în teologia catolică o chichiță, o șmecherie teologică, care spune așa, dacă nu te-ai pocăit pe pământ, nu-ți fă mari probleme, că după moarte există purgatoriu. Și în purgatoriu, aia este o anticameră undeva pe acolo, în purgatoriu, dacă pe pământ nu te-ai pocăit, poți să te pocăiești atunci. Înainte de a ajunge în iad, te poți pocăi. Și am auzit ideea asta teologică foarte faină. Când aveam vreo 15 ani, atunci am devenit conștient de ea. Și am zis, mă, păi asta e faină treabă. Deci dacă nu mă pocăiesc pe pământ și mă prinde moartea, mai am o șansă după. Dar băiat curios, destul de curios din fire, știi ce am făcut? Am început să citesc Biblia și să caut prin Biblie, să găsesc doctrina, învățătura despre purgatoriu. Că mai există o șansă. Și să vă spun ceva. Și asta să o spuneți la toți. Am 55 de ani. De la 15 ani până la 55 de ani au trecut câțiva anișori și de atunci în fiecare zi cercetez, citesc și meditez asupra Cuvântului Lui Dumnezeu. Și Biblia este una singură. Și la pocăiți, și la nepocăiți. Și știți ce? Mirare. N-am găsit nicăieri în Biblie învățătura despre purgatoriu. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne spune foarte clar că în momentul când am închis ochii pentru pământ, îi deschid ori în cer, ori în iad. Doamne ajută-ne să-i deschidem cu toți în cer. Amin. Să nu cumva să te culci pe perna moarea purgatoriului sau că te duci la un preot și face ăla o slujbă pentru tine. După ce ai murit, adică se duce soția sau părinții sau copiii și îl plătește pe un pastor sau un preot și ăla se roagă pentru tine și te scoate din ea că-s vrăjele astea. Sunt manipulări, sunt șmecherii. Nu există așa ceva. În momentul când ai închis ochii pentru pământ, dacă nu ești mântuit, te duci în ea. Dar dacă te-ai pocăit și ai fost suficient de înțelept și ai intrat în Iisus Hristos și ai devenit una cu Iisus Hristos, te duci în împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți ajute la aceasta. Fii atent, ăsta suferea de iluzia că dacă are bani, totul poate să fie reparat. Greșit. Să vă spun încă o iluzie. Omul ăsta suferea și de iluzia nemuririi temporare. Acum o să dau niște exemple și sper iară să nu vă supărați tare pe mine. Însă și noi suferim de iluzia aceasta a nemuririi temporare. V-ați gândit vreodată de ce ne vopsim părul? Mă rog, cei ce își vopsesc părul. Să nu se supere, să nu se supere doamnele pe mine. Dar v-ați gândit vreodată de ce femei? Bine, sunt și unii bărbați. Dumnezeu să se îndure de ei. Am văzut că sunt chiar și bărbați care își vopsesc părul. Pentru mine este foarte penibil. Într-o zi
Îmi zice soția mea cu anii în urmă, zice, ce-ar fi să te spreiez, să te șamponezi și să te fac brunet? Am spus, Doamne, păzește-mă. Îți dai seama cum aș apărea să vin duminica viitoare brunet în fața mea. Spui că v-a speriat de mine, ați face infarct câțiva dintre dumneavoastră. Mi-a spus un amic al meu, vin de Ciuhandu, zice, frate Daniel, vorbeam de tot de păr din ăsta, așa, zice, eu m-am văzut brunet la căsătorie și ne-a văzut poza în casă, zice, frate Daniel, zice, mult mai bine vă stă cu părul alb decât cu părul negru. Dar zic, în sfârșit, slavă Domnului, ăsta avea darul încurajării. Însă, fraților, suferim de iluzia nemuririi temporale. Vopselele de păr, care credeți că este rostul vopselelor de păr? Să nu vă supărați pe mine. Care este rolul vopselelor de păr? Știți ce? Să ne iau un pic de nemurire. Adică să părem un pic mai bine, un pic mai tineri, știi? Un pic mai eleganți. Și asta este, știi ce? Iluzia nemuririi, știi? Dar temporară o numesc eu. Botox. Și vreți să continui? Cea mai mare descoperire este siliconul. Păi nu le-ați văzut pe astea? Domnule, apare la televizor câte o actriță, câte o șpicheriță din asta și apare normală, frumoasă, sau eu știu, cum o fi ea, apare normală. Dar peste o săptămână o vezi, George. Domnule, s-a siliconat între timp. De ce? Iluzia nemuririi temporare. Vrea să pară altfel, vrea să pară mai tânără, să atragă mai mult atenție, să se uite mai mulți bărbați la ea, mai multe femei la el. Eu știu, oamenii aceștia suferă de iluzia nemuririi temporare. Și din cauza asta facem tot ceea ce facem, știi? Mă uit la soțioara mea, e cosmetician. Acum de-aia arăt eu așa bine, știi că glumesc, scoateți-o asta din film. Însă, m-am gândit, care este rolul cosmeticii? Să ne facă un pic mai arătoși. Și știți care este șmecheria cu cosmetica? Arătăm mai bine câteva ceasuri. Iluzia nemuririi temporare. Că seara se duce. Sau, mă rog, după 3 ceasuri sau 5 ceasuri se duce. Și make-up-ul ăla, știi, și fardul ăla, și toate șmecheriile pe care le pune o femeie sau un bărbat pe față. Omul ăsta suferea de iluzia nemuririi temporare și avea impresia că el nici nu trebuie să mai gândească la moarte, dar cineva se gândea și cineva veghea asupra lui. Și închei. Mai suferea de încă o iluzie. Iluzia că scapă fără să dea socoteală. Acum, ceea ce este ciudat este că, deși omul acesta, din text, nu se gândea la Dumnezeu, să nu uitați, Dumnezeu se gândea la el. Chiar în seara asta s-ar putea să nu te gândești deloc la Dumnezeu și când vei pleca de aici să spui, hai Doamne, că am încercat ăla să mă intimideze, să mă panicheze, dar nu ține. Nu mă mai duc niciodată acolo. Ești liber să nu mai vii niciodată, dar eu te invit să revii. Dar fii atent, dacă pleci de aici și uiți de Dumnezeu, îți atrag atenția. Dumnezeu nu uită de tine. Omul ăsta credea că nu o să dea niciodată socoteală. Greșea urât de tot. Pentru că dacă el nu se gândea la Dumnezeu, Dumnezeu se gândea la el. Și încă ceva. Dacă el nu vorbea cu Dumnezeu, în final Dumnezeu a vorbit cu el, dar a fost prea târziu. Știi? Iluzia că scap fără să dai socoteală, că nu o să afle nimeni. Și închei cu adevărul acesta. Întrebarea nu-i dacă se va afla ce ai făcut, ci întrebarea este când se va afla. Știi, când guvernul României a introdus legea asta, ordonanța asta de urgență, legea că poate să-ți fie ascultat telefon și poți să fii urmărit și filmat fără nicio problemă, fără să fii informat. Câțiva au intrat în panică în lume, în țară. Dar eu am fost foarte liniștit și am spus, păi noi cunoaștem legea aceasta. Pentru că Dumnezeu vede totul. Amin. Sub ochiul sfânt al Tatălui din cer, umblarea ta este pe acest pământ și El te vede chiar când tu nu vrei.
căci ochiul sfânt pătrunde în adânc. Și iluzia, ăsta avea, suferea de iluzia că nu o să dea socoteală niciodată. Suferea de iluzia că Dumnezeu nu există, însă era doar iluzie. Dumnezeu nu te-a trimis în această seară accidentală aici. Este foarte adevărat că unii ați venit pentru această fetiță și mama ei. Dar dincolo de aceasta, Dumnezeu te-a adus aici să-ți spună că în final toți vor da socoteală. Însă știți care este vestea bună? Că dacă trecem de partea lui Iisus Hristos, dacă în această seară spun, Doamne Iisuse, fie-ți milă de mine, păcătosul. Dacă în această seară spun, Doamne, mă pocăiesc înainte de așa. Ce înseamnă pocăință? Pocăință, metanoia, vine din grecescul, din grecescul care înseamnă metanoia, tradus la litera în limba română, pocăință înseamnă înnoirea minții, schimbarea minții și schimbarea vieții conform cuvântului lui Dumnezeu. Pocăință nu înseamnă să te faci dobitoc, să te îndobitocești. Și pocăință înseamnă să începi să trăiești după cuvântul lui Dumnezeu. Metanoia înseamnă înnoirea minții conform cuvântului lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și știți care este vestea bună? Că în Iisus Hristos, primindu-L în inima noastră, suntem iertați de păcate și Dumnezeu ne devine Tată, ne devine prieten și ne devine Dumnezeu care va avea grijă de noi și aici și dincolo. Slavă Dumnezeului nostru. Amin. Amin. Să ne ridicăm.